Salut! În continuare, voi prezenta generatorul de curent cu acumulator și încărcare solară al Powers R600. Este dotat cu o baterie de 299 de cu chimie litiu-fier fosfat, chimie de ultimă generație, recunoscută pentru fiabilitate și durabilitate. Această baterie își menține 80% din capacitate până la 3500 de cicluri de reîncărcare, ceea ce asigură aproximativ 10 ani de încărcare și descărcare zilnică completă. Dacă vrei să cumperi un astfel de aparat, la finalul acestui video îți voi arăta ce trebuie să faci ca să primești o reducere de 10% și transport gratuit în orice țară membra a Uniunii Europene. Până atunci însă, hai să vezi dacă ce face acest aparat este sau nu este interesant pentru tine. Acest video este împărțit în secțiuni, așa că dacă vrei să revezi o anumită parte sau să sar direct la ceva ce te interesează mai mult, poți folosi cuprinsul din descriere. În prima secțiune a acestei prezentări voi arăta cum este ambalată și ce primești odată cu stația de alimentare al Powers R600. Astfel, în interiorul cutiei găsim documentația care însoțește aparatul, elemente de protecție din spumă prevăzute cu găuri pentru ridicare ușoară și compartimente decupate precis pentru fiecare component. Cablul de alimentare și generatorul cu acumulatori și încărcare solară al Powers R600. Plicul cu documentele produsului conține certificatul de garanție cu linkul de înregistrare a garanției, certificat de garanție care are pe verso un cod QR pentru pagina de Facebook și manualul cu instrucțiuni de utilizare. Generatorul al r 600 are sursa de alimentare încorporată în aparat, astfel că pentru încărcarea de la rețea avem nevoie de un simplu cablu de alimentare, similar cu cel pentru calculatoare, monitoare, etc. Lungimea cablului inclus în setul de livrare este de 1,5 metri. Al Powers oferă soluții complete, cu o gamă diversificată de stații de alimentare, numeroase opțiuni de panouri fotovoltaice portabile și o selecție variată de accesorii, am testat împreună cu R600 și panoul solar al Powers SP029, un panou policristalin portabil de 140W, compatibil cu generatoarele solare de la Al Powers, dar și de la alți producători. Panoul se strânge în formă de valiză pentru transport și are picioarele de susținere pliabile. Este format din patru secțiuni îmbrăcate în material textil rezistent, celulele fotovoltaice fiind protejate cu plexiglas. Închiderea se face cu două catarame din material plastic, iar mânerul este îmbrăcat în cauciuc. Panoul furnizează maxim 140W cu 23,5V la mersul în gol și curentul de scurt circuit de 7,2A. Tensiunea în sarcină este de 19,5V cu 6,67A iar eficiența este cuprinsă între 19% și 23%. Panoul este prevăzut cu un compartiment pentru transportul cablurilor de conectare fiind livrat cu instrucțiuni, cablu cu conector MC4 și XT60, 5 adaptori de la DC5521 la alte standarde, pentru laptopuri sau consumator consumatori de 18V curent continuu și cablul adaptor de la MC4 la DC5521. Tot în acest compartiment avem doi conectori USB-A Charge 3 care furnizează 5V cu 3A maxim și un conector USB-C cu port de livere de 60W care furnizează 5, 9, 12, 15 și 20V cu maxim 3A. Mai multe informații găsiți în instrucțiunile tipărite. În continuare voi reveni la stația de alimentare cu încărcare solară Alpowers R600 și vă voi prezenta principalele sale caracteristici. Aparatul este compact, are un design plăcut, iar majoritatea conectorilor, comenzilor și afișajul se află pe panoul frontal. Greutatea redusă de numai 7,3 kg și mânerul rabatabil fac ca transportul să fie ușor și confortabil. Cele două prize șuco de 230 V furnizează împreună 600 de W cu o putere de vârf de 1200 de W, fiind alimentate de un invertor profesional cu sinusoidă pură. Atât prizele de 230 V, cât și priza auto de 12 V au capace elastice prinse de carcasă pentru a preveni pierderea. Priza auto poate să susțină consumatori de până la 120 de W, adică maxim 10 amperi. Cei doi conectori usb furnizează 5 V cu 3 A, 9 V cu 2 A sau 12V cu 1.5A, având maxim 36W, în timp ce ceilalți doi, tipul SBC, pot să livreze 5, 9, 15V cu 3A și 20V cu 5A, adică maxim 200W. Fiecare bloc de conectori are propriul buton de pornire-oprire. În afara acestor conectori, stația este prevăzută și cu o lampă de iluminare cu LED. Pentru pornirea generatorului, ținem apăsat 3 secunde butonul ON-OFF. După pornire, ecranul afișează o mulțime de informații utile. Butonul pornit oprit pentru prizele de curent alternativ. Butonul pornit oprit pentru conectorii USB. Lampa cu LED are două trepte de intensitate luminoasă și funcție SOS. Funcția Bluetooth se activează prin apăsarea prelungită a butonului ON-OFF pentru conectorii USB. Atunci când este activată, simbolul Bluetooth este afișat pe display. Încărcarea telefonelor este posibilă și cu ajutorul sistemului de încărcare wireless de 15W incorporat în aparat. Bateria internă a acestei stații de alimentare se poate încărca din 3 surse de energie, conectorii de încărcare aflându-se sub acest capac alături de butonul de resetare a siguranței termice. Conectorul galben XT60 permite încărcarea stației R600 de la un panou solar sau de la o priză auto de 12 sau 24 de volți, portul stației acceptând curent continuu între 12 și 60 de volți. Cablul pentru încărcarea de la o priză auto nu este inclus în setul de livrare, însă este disponibil ca accesoriu. Acest model are transformatorul inclus în aparat, fiind foarte comod de încărcat de la rețea, unde sunt disponibile 3 viteze de încărcare selectabile din aplicație. Încărcarea rapidă cu 400 de W, încărcarea standard cu 300 de W și încărcarea silențioasă, unde aparatul ajustează în mod automat puterea de încărcare în funcție de temperatură pentru a evita zgomotul produs de ventilatoarele pentru răcirea forțată. Generatorul solar al PowerSer 600 poate să fie monitorizat și controlat de la distanță de până la 10 metri prin Bluetooth și aplicația pentru mobil de la Alpowers. Aplicația este disponibilă pentru iOS și Android, iar în secvențele următoare voi arăta cum se instalează, cum se conectează și ce poți să faci din aplicație. Am testat varianta pentru Android, aplicația pentru iOS fiind similară. Pentru conectarea telefonului trebuie să pornim stația de alimentare, apoi să activăm funcția Bluetooth. Instrucțiunile de conectare sunt afișate și în aplicații. Odată acordate permisiunile necesare, aplicația detectează generatorul solar și putem să-l selectăm pentru conectare. După conectare, putem să vedem și să modificăm din aplicație o serie întreagă de parametri. Putem să alegem dintre cele trei moduri de încărcare, să setăm timpul de oprire automată, să pornim și să oprim oricare dintre prizele aparatului. să pornim lampa LED sau să schimbăm frecvența curentului alternativ, între 50 și 60 de Hz. De asemenea, putem să vedem nivelul de încărcare al acumulatorului intern. În continuare, voi testa funcția UPS, apoi voi alimenta mai multe tipuri de consumatori. Funcția de UPS transferă consumatorii de la rețea pe invertor în 10 milisecunde, viteză suficientă pentru majoritatea dispozitivelor. Pe displayul stației de alimentare este afișată puterea consumată de proiector, 226 de de W și puterea de încărcare, care este tot 226 de de W. Iar pe displayul controlului din tabloul electric se poate vedea consumul total, de 251 de W. Am ales pentru acest test un proiector cu halogen de 125 de W cu variator electronic de putere. Voi întrerupe alimentarea de la rețea ca să vedem viteza de transfer. Veți vedea imediat că întreruperea este aproape insesizabilă. La întreruperea curentului, transferul este imediat, însă la revenirea alimentării de la rețea, transferul se face după o scurtă perioadă de așteptare. Funcția de UPS permite folosirea aparatului pentru alimentarea unui calculator sau a unei centrale termice pe gaz. Însă, în acest caz, poate fi nevoie să faceți legarea nulului la împământare. Iar pentru asta, veți avea nevoie de un electrician. Prizele de 230 de V au o putere maximă de 600 de W și pot alimenta o gamă variată de consumatori. În acest caz, am testat încărcarea unui acumulator de 260 de W care poate fi încărcat rapid folosind doar acumulatorul intern sau în combinație cu un panou solar portabil. Porturile USB-C sunt suficient de puternice ca să alimenteze un laptop direct, fără adaptor, acest aspect contribuind la creșterea eficienței. Eficiența conversiei energiei din bateria stației de alimentare variază în funcție de tipul prizei Prizele de curent continuu de 12V și USB au o eficiență de 90%, iar cele de 230V au o eficiență de 85%. Astfel, dacă alimentăm laptopul direct din priza USB-C, obținem mai multă energie decât dacă utilizăm adaptorul de 230V. Am conectat mai multe dispozitive electronice și voi folosi aplicația mobilă pentru a le porni alimentarea. Acești consumatori necesită mai puțin de 120 de W, ceea ce înseamnă că alături de un panou de 140 de W, putem alimenta o astfel de configurație continuu într-o zi însorită sau aproximativ 2 ore folosind bateria internă. Încărcarea bateriei de la rețea se poate face cu 3 trepte de viteză: cu 400 de W, cu 300 de W sau variabil. În modul de încărcare cu putere variabilă sau mute mod, încărcarea se face cu ventilatoarele oprite, astfel că puterea este modificată în funcție de temperatură pentru a evita supraîncălzirea. Aceste moduri se modifică din aplicație, iar în continuare vă voi arăta consumul de energie în fiecare mod. Mute mod 117W Standard mod 313W Fast mod 405W Eficiența transferului de energie din bateria stației către porturile de curent continuu este de 90%. Asta înseamnă că din cei 299 de W ai stației, putem să folosim maxim 269 de W dacă alegem porturile USB sau pe cel de 12 V. Iar dacă alegem să folosim prizele de 230 V, eficiența este de 85%, adică putem utiliza până la 254 de W la o singură încărcare. Aceste aparate sunt folosite în special pentru activități de recreere, însă aș vrea să sugerez și câteva utilizări diferite, adaptate nevoilor celor care lucrează în locații izolate, fără acces la curent electric, cum sunt punctele de pază, adăposturile pentru animale, stupinele sau micile tarabe de vânzare. Cu această stație și un panou solar poți să asiguri iluminatul pe toată durata nopții cu până la 5 becuri LED sau câteva proiectoare mai puternice cu senzori de mișcare, să alimentezi o instalație de răcire cu vapor de apă sau un ventilator un frigider de voiaj de 12 V, să încași telefonul mobil sau sculele cu acumulatori, să susții un mic sistem de supraveghere video legat la internet sau un gard electric pentru animale, astfel de utilizări fiind esențiale pentru cei care activează în zone fără rețea electrică. Pentru cei interesați să cumpere o astfel de stație de alimentare solară, alpowers.eu oferă un discount de 10% abonaților acestui canal. Abonează-te, activează notificările și dă un like. Acest mic gest din partea ta contează foarte mult pentru mine și acest canal, iar pentru asta îți mulțumesc. Acum accesează magazinul Alpowers.eu folosind linkurile din descriere. Am pus un link către panoul solar de 140W și altul către stația de alimentare R600. Dacă apeși pe unul dintre linkuri, vei fi redirecționat către magazinul oficial Alpowers.eu. Asta nu înainte ca YouTube să te întrebe dacă e sigur că vrei să pleci. Odată ajuns în magazinul Al Powers, poți să vezi cât costă și ce variante sunt disponibile. Evident, prețul se modifică automat în funcție de pachetul pe care îl alegi. Tot aici poți să vezi mai multe informații importante legate de livrare, garanție etc. Livrarea în țările din Uniunea Europeană se face gratuit în 3 până la 5 zile. Perioada de garanție extinsă este foarte mare, de 5 ani, iar dacă din orice motiv nu vă place acest aparat, aveți dreptul să-l returnați în 30 de zile și să vă primiți banii înapoi. Pentru a beneficia de reducerea de 10%, adăugați produsul în coș. În acest moment, vedeți în continuare prețul întreg. În ecranul de checkout aveți câmpurile pentru datele personale, încă o dată confirmarea că transportul este gratuit în UE, datele legate de plata cu cardul, iar în partea din dreapta sus este un câmp pentru coduri de discount. Introduceți aici codul de reducere Vimago, confirmați și prețul va fi actualizat cu reducerea de 10%. Asta e tot pentru azi. Până data viitoare, să aveți spor!